Bonjour, dragii mei, sunt Tarotela. Am auzit că mai sunt și alte tarotele. N-am știut. Dacă sunt româncuțe, să știți că nu sunt eu. It's not me. It's not me pentru că nu am timp să mă ocup de Facebook, nu am pagina de Facebook, nu mai am. E închisă temporar, când o să am timp o să o redeschid. Mai am pagină de artist de care nu am timp nici de aceea să am timp să o promovez. Mai pun din când în când din proiectele, parte din proiectele la care lucrez. Dar dacă vedeți pagini pe Facebook, Tarotela nu sunt eu. Și dacă vreți să îmi scrieți, mai citiți și sub video, nu doar timpii că sunt etalări la alegere. Mai citiți și un pic mai încolo. Nu musai să-mi donați. Donați cine vrea. Dar dacă vreți să-mi scrieți, e acolo un site cu o pagină de contact la care îmi puteți scrie, răspund greu pentru că, dragii mei, și vă recomand și vouă să nu depindeți de tarot. Viața nu se trăiește în cărți, ci în afara cărților. În afara cărților. Cine stă toată ziua cu cărțile în mână, pierde experiențe mult mai intense. A fost eclipsa, da? N-am putut, am vrut să vin să fac. Propusesem două etalări, nici măcar una n-am făcut. Nu am putut. Îmi pare rău, nu am putut. Unii știți că sunt lună în Scorpion. Această eclipsă m-a răscolit. Lună plină. Eclipsă. Da, știm că vin binecuvântări, vin bucurii în anumite forme și știu și eu că voi primi bucurii. Dar aseară și cu o zi înainte, dar a fost necesar. Eu nu fug de stările astea, trec prin ele și vă recomand și vouă să treceți, pentru că odată ce treceți, le depășiți. Găsiți soluții, găsiți variante, renașteți. Apropo de Scorpion, de Phoenix, renaștem de câte ori? De câte ori e nevoie, dragii mei, cei care aveți aspecte în Scorpion, într-o formă sau alta. Și nu doar cei care aveți aspecte în Scorpion, dar cred că au fost marcate alte zodii, Taurul, într-o formă sau alta. Uf, îmi vine să strălucesc. Vărsătorul și zodia leului, pentru că se creează cuadraturi și cuadraturile nu sunt ușoare. Însă, aseară a fost da, intensă starea, intense stările. Am eliberat multe karme, multe chestiuni, ba chiar relații. Zic eu că m-am eliberat. Zic eu. Din multe puncte de vedere. Am ars, am curățat. Am sterilizat karme. Karmele astea vin cu multă suferință. E ca o rană care supurează. Dacă n-ai grijă de ea, dacă nu pui apă oxigenată, ustură, dragii mei, ustură! Uneori mai trebuie să mai pui. După ce pui apă oxigenată, mai pui, am lucrat în medicină, mai pui un Rivanol, ceva, niște comprese, calmante, mai pastiluțe, ceva. Și încet, încet te vindeci. Da, e necesar. Eclipsa asta a mai fost, da? A mai fost și acum două săptămâni. Între două eclipse, între două portaluri, am făcut ceva și atunci. Vin și astăzi să vedem ce vă arată, ce ne arată. Nu, vă arată. Eu nu vreau să intru în aceste alegeri pe care le veți face în curând. Prin ce veți trece? Sau de ce v-ați eliberat? De ce urmează să vă eliberați? Pentru că, repet, eliberarea nu se întâmplă hodoron-tron brusc, dar e decizia aia. Gata, stop, cadru. Nu mai vreau. Nu mai vreau. No karmics. M-am săturat. Toate sunt la Indigo. Apropo de copy-paste-uri în alte domenii. Artă, tarot și alte, eu știu ce mai fi, stiluri de viață. Dar nu există. Copy-paste, copy-paste. Știți cei care faceți muzică? Cover-ul e cover.
Uneori poate să fie mai fain decât originalul, într-adevăr, dacă nu copiază în totalitate. Dar apropo de copy-paste-uri, în momentul în care copiezi și nu ai aportul tău, nesemnificativ. Și aportul tău trebuie să fie de o anumită factură. Apropo de covere, unele pot să fie mai reușite decât originalul, altele, belea. Lună plină în Scorpion. Pentru mine această eclipsă a fost un soi de lună plină, lună nouă în același, da? Doi într-unul. Doi într-unul. În același moment. Este un moment, pe lângă celelalte aspecte, este un moment în care este, da, un moment în care se pot manifesta foarte rapid niște lucruri. În general, la luna plină, când vrei să te eliberezi, folosești luna plină, da? Când vrei să manifesti, să inițiezi, folosești luna nouă. Am mai spus despre asta. Am mai povestit una alta. Puteți să vă uitați în urmă. Sunt niște videoclipuri acolo. Ce ar trebui făcut la luna plină, ce ar trebui făcut la luna nouă. Chestiuni de bun simț. Nu ne ocupăm de magii pentru că știm că nu avem dreptul să influențăm destinul altora. Cei care fac acest lucru, și este o avertizare, pentru că vorbim de lună plină în Scorpion, la fel de puternică, poate un pic mai puternică decât luna plină care a fost în balanță, dar a fost în ce poziție? Foarte critică. Nu a fost prea confortabilă. Dintr-un anumit punct de vedere. Pentru cei care vreți să vedeți realitatea, nu lucrurile acestea drăgălașe care sunt promovate în mass media. Vorbeam de magie, că totuși Scorpion, sfârșit de balanță, sunt niște zodii care au o latură foarte întunecoasă. Cei care practică magia, pentru că știm că la lună plină în mod special se practică așa ceva, vor avea o mare karmă de suferit, mai devreme sau mai târziu. Mare, mare karmă. Așadar, nu încercați să vă duceți la cei care practică chestii. Aș spune să nu folosesc cuvântul acela vechi, necurat, nesănătos. Nesănătos. Nu avem dreptul să schimbăm destinul nimănui. Singurul lucru pe care putem să-l facem este să ne schimbăm destinul nostru. Să avem grijă de sufletul nostru, de corpul nostru, de integritatea noastră, de autonomia noastră mentală, spirituală. Da? De frumusețea noastră interioară și exterioară. Aș spune că e mai important totuși interiorul. Frumusețea exterioară ar trebui să radieze, să vină dinăuntru, să fie exprimarea în afara ceea ce este în suflet. Așa văd eu lucrurile. Dar asta putem face. Cei care încearcă să afecteze destinul cuiva, vă asigur că vor avea foarte mult de suferit. Imens de mult. Și să vă fie milă, atunci când au încercat să modifice o anumită realitate contra voinței celuilalt, oare s-au gândit? Nu s-au gândit la consecințe și atunci mă întreb câtă milă poți să ai față de cineva care face rău conștient o dată, de două ori, de trei ori, de cine știe câte ori. Dar, am zis, no karmics, no. De acum încolo, concentrare maximă pe destinul nostru. Dacă vine sufletul pereche, dacă vine fiecare geamnă, foarte bine, ne bucurăm de cunoștință, nice to meet you, dar o să vorbesc în curând și despre sufletele perechi și despre sufletele karmice. Lună plină în Scorpion, eclipsă. Am spus că lucrurile se manifestă intens. Ne eliberăm și putem să manifestăm noul, pentru că după eclipsă, ce se întâmplă? E un vid, da? Este un întuneric. Ceva acoperă lumina la acea eclipsă și a fost lună plină. Nu orice fel de lună, și în Scorpion.
Da? Ceva acoperă lumina. Un întuneric acoperă acea lumină. Repet, pentru că este important să înțelegeți. Ceva nașpa acoperă un adevăr, un potențial, o bucurie. Da, totuși eclipsă, nu durează, gata, nu s-a pus întunericul pe întreaga lume, eu știu, or să vină și zilele alea. Da, începe să se miște. Și atunci, ce se întâmplă? Se manifestă lună nouă. De-aia zis, avem doi într-unul. În câteva ore avem doi într-unul. Lună nouă și apoi lună plină. Lună plină care înseamnă împlinirea unor decizii. În general, la lună plină ne eliberăm și la lună nouă manifestăm. Dacă ați vrut să vă eliberați, ca și mine, de karmă și de niște chestiuni, aveți șansa să vă eliberați mult mai puternic în această perioadă și să manifestați noul. Să primiți binecuvântările, să vă bucurați de noul profil pe care alegeți voi să-l manifestați. Bănuiesc că aveți totuși în minte ce vreți să faceți. Pentru că, știți, apropo de eliberări, unii spun, vai, că încerc să mă eliberez, că nu știu ce, că nu-i de acord el sau ea. Păi, pardon? Păi, pardon? Nu-i de acord el să te eliberezi. Mai, nu, cred că tu nu ești hotărât, hotărâtă să te eliberezi. Altfel, cine poate să stea în cale? Nici o vrajă, apropo de magie, nici o vrajă nu poate să stea în cale. Pentru că în momentul în care tu decizi ceva nasol, este ceva nasol, chestiunea asta nu mai suport, nu este sănătoasă, este o karmă de care vreau să mă eliberez. Și atunci, înseamnă că este conștiință, înseamnă că este Duhul Sfânt care își face cătare în mintea programată, în sufletul încarcerat. Și dacă și-a făcut cătare, îmi place cuvântul ăsta, cătare, Duhul Sfânt, lumina, ce mai poate să stea în calea luminii, în calea eliberării, în calea destinului, a iubirii, a iubirii adevărate, nu karmice. În curând o să vorbesc despre suflete pereche, suflete karmice și flăcări gemene foarte curând. Da, vrei să te eliberezi și nu vrea el ea. Hai mă, pardon. Înseamnă că nu ești convins, convinsă încă și mai trebuie să mai suferi o leacă. Cine știe cât timp, o leacă sau mai mult. Mare grijă că la un moment dat nu o să mai ai puterea. Folosește acel moment de trezire. Folosește Duhul, lumina, cu un laser. Știți, lumina curăță, apropo de laser, în medicină. Lumina curăță. Folosiți acel moment, pentru că nu știți cât va dura. Am zis, în calea luminii nu stă nimic. Decât voința voastră. Dacă vrei să o folosești, bine, dacă nu, o să se retragă. O să se retragă. Și dacă v-ați făcut eliberările, foarte bine, o să reușiți. În cât timp veți trăi și veți vedea. Se manifestă de la om la om, dar veți reuși. Garantez! Și, repet, acea lună nouă, sper că aveți în gând o schiță a ceea ce vreți să fie viața voastră de acum încolo, a ceea ce vreți să fiți voi de acum încolo, și v-ați dat timp să treceți prin stări ca să le înțelegeți, ca să înțelegeți lecția. Pentru că dacă n-ați înțeles-o, măcar o parte din ea o veți repeta. O veți repeta. Și la următorul test, iar veți fi ca mi se mai întâmplă și mie. Adică vorbesc din experiență, mi se mai întâmplă, dar slavă Domnului, Doamne, că mă trezesc mai repejor decât înainte. Da? Mai repejor. Și zic, păi, ce am avut, mane? Ce mi-a plăcut la omul ăsta? De fapt, ce mi-a plăcut? Nu cumva a fost o vrajă? Sau poate n-a fost vrajă? Hai să nu le luăm pe toate ca pe vrăși. Pentru că dacă v-ați cunoaște sinastria, ați înțelege. Dacă e Neptun acolo implicat, e iluzie optică. Da, și vorbești în perspectivă artistică, iluzie optică. Ați văzut desenele alea în care ai impresia că e un spațiu? De fapt, nu e niciun spațiu, e o hârtie colorată, nu? Sunt desenele alea opt-art, opt-art, opt-art sau opt-art, în fine. În care sunt pătrățele, liniuțe și aveți impresia că intrați într-un spațiu. E doar o iluzie.
Așa se întâmplă în anumite relații. Plus cei care aveți anumite marcaje puternice în, zic, pești și săgetători, pentru că și săgetătorii, nu că se iluzionează ei, ca eu știu că am nodul nord în săgetător, vai, adesea sunt săgetător, adesea sunt. Vedeți partea bună a omului. Vedeți ceea ce omul vede în el, în ea. Și nu mă refer doar la relații de amor, mă refer așa, profesionale, amicale, de familie, vecini. Vedeți oamenii buni cum ar trebui să fie, nu cum sunt. Ei se bucură o perioadă că sunt văzuți așa. Nu înțeleg, se bucură. Dar foarte puțin se întreabă, măi, dar oare ce a văzut în mine? De ce mă vede așa frumos, așa bun, când eu nu sunt? Ce-ar fi chiar să fiu mai bun sau mai bună? Ce-ar fi dacă cineva a văzut acel frumos în mine? Ce-ar fi să fiu mai frumos? Vorbesc de interior, da? Dacă cineva a văzut, dau un exemplu. Eu văd, mai ales când făceam pregătire cu copiii, vedeam talente, vedeam stiluri pe care nici nu le conștientizau. Îi spui cuiva că, știi, eu aș te văd într-o poziție de, să zic, hai să zic artist, da? Dau din zona mea de experiență, da? Copii, la școală, școala generală, liceu, la pregătire, care n-au încredere, nici părinții n-au încredere în ei. Hai, desenează frumos, dar nu o să fie el artist, artistă. Și totuși, vezi acest potențial. Eu te văd artist, dacă vrei să fii. Dacă vrei. Sau eu te văd, știi, așa, nu știu, cred că ai putea să fii lider. Lider. Să fii conducător, conducătoare de ceva. Sau să fii coordonator de proiect. Te văd mai potrivit pe tine sau potrivită pe tine să coordonezi acest proiect decât pe altul, pe Xulescu, pentru că în tine văd, să zic, o deschidere către bla, bla, bla. Sau ai avut experiență în domeniu și atunci ai fi mai potrivit. Chestiune, da? Vezi potențialele. Ei nu le văd. Din multe motive și mie mi s-a întâmplat. Și mie mi s-a zis că aș putea să fac cu tare. Wow! Încă nu mă văd acolo. Dar am și eu viziunile mele despre mine. Totuși am o schiță despre ceea ce vreau în continuare să manifest. Și aici vreau să ajung. Aveți o schiță despre ceea ce vreți să fiți? Chiar dacă durează. Dar în schița asta, ideală, sau poate nu atât de ideală, realizabilă totuși, ideală acum, dar mai încolo o să vedeți, băi, uite, s-a putut. Și iar vorbesc de experiență, mi-aduc aminte când mă visam artist. Lucram în medicină, în spital, aveam grijă de bolnavi și mă visam, stăteam, desenam în gărzi, citeam despre viețile artiștilor și mă visam artistă. Mă visam studentă la arte. Până într-un moment în care zic, bă, gata cu visul. Chiar trebuie să fac ceva. M-am dus, am făcut pregătirea, am picat prima oară, evident, în anul următor am intrat, la, o cale lungă, o poveste frumoasă, n-o spun acum. Și apoi, încet, încet, termin facultatea, nu înseamnă că dacă ești cu facultatea terminată, gata, ești inginer, ești doctor, ești artist. Nu asta, nu diploma te face într-un anume fel, ci toată munca ta personală. Și încet, încet, da, sunt mulțumită de ce am realizat. În ce sens? Cine e artist înțelege. În sensul că eu mi-am găsit stilul. Mi-am găsit stilurile care îmi plac, nu copiez, una urma interpretez, după, eu știu, stările mele, dar am mare grijă să nu copiez. Și, da, în principiu mi-am făcut stilul. No, e ceva. Cine mă cunoaște ca și artist știe. Nu, cred că am aici cunoștință pe canal care mă cunoașteți ca și artist, dar... Aveți o schiță despre ceea ce vreți să fiți? Faceți-vă repede o schiță și nu vă speriați dacă e mai fantastică, pentru că oricum sunt niște pași. Eventual faceți-vă o schiță despre primii pași, primele reușite pe care vreți să le manifestați.
Apoi când veți ajunge acolo, veți spune, vreau mai mult. Și mai mult. Și mai mult. Dar în sensul bun. Da? Nu adictiv, nu toxic, nu egoist, nu obsedat înspre bine. Iar cât am vorbit, bre, cât am vorbit, 20 de minute? Hai să fac... Ce să fac, domnule? Să fac etalare, deja 20 de minute am vorbit foarte. Ce ar mai fi de spus? Cred că ar fi bine acum să fac o pauză și apoi următoarea să fac etalarea. Ar mai fi ceva de spus? Dați-mi timp să mă gândesc. Pun o mică pauză. Da, am spus că sunt acele planete, pești, n-am spus acum, spun, pești Taur, care permit manifestarea în realitate, în practică, vreau să zic, că nu sunt multe realități, a unor binecuvântări, a unor idealuri. Se poate. Se poate. Plus că mai avem la dispoziție, afară de aceste planete, aspecte planetare, și ajutorul unor spirite angelice, da, care ne direcționează către noi dimensiuni. Am spus să vă uit, v-am recomandat totuși filmul acela, Regele, un monarh etern. E un vis, un vis, nu e un vis, este un film în care veți înțelege cum se manifestă anumite realități, universuri paralele. Ce ar mai fi să zic? Da, am spus că anumite ființe angelice ne ajută să ieșim din vechea realitate, din aceea în care ne-am simțit încarcerați, programați. Vreau să revăd Matrix, inclusiv ultima variantă. Pastiluța roșie, pastiluța albastră. Întâmplător, știți? Roșu și albastru sunt flăcările gemene. Da, trecând peste asta. Da. Cea care te ține în program sau cea care te scoate din program? Voi ce vreți să rămâneți? În program? Sau să vă găsiți independența? Să vă explorați potențialele? Voi ce vreți să faceți? Vă este frică de schimbare? Ziceți că e mai bine acolo în relația așa zis confortabilă, dar care vă dă foarte multe dureri de cap. Știți că nu sunteți prea fericiți, dar spuneți, este, mă strâng și eu, știți că mă strâng, dar este soțul meu, soția mea, ne suportăm. E relații karmice, treaba voastră. Eu n-am nimic cu căsnicile, dar dacă încă n-ați înțeles că aceasta este un contract karmic, mai aveți multe de înțeles. Însă, căsnicie, necăsnicie sau relații karmice. Am spus, în sufletul unora chiar o să-și facă, dacă nu și-a făcut cătare lumina, o să-și facă cărare. Duhul Sfânt, nu pierdeți ocazia. Nu pierdeți ocazia, ascultați-l, ascultați intuiția, ascultați ce vă spun visurile, ascultați ce vă mai spun și alții, chiar dacă sună ciudat. Vedeți semne, vedeți imagini, vedeți numere, uitați-vă în jurul vostru și încercați să înțelegeți că primiți semnale. Știți? Da, cineva spunea, dar ce, peste tot primim semnale? Da, peste tot primim semnale. E ca și când te duci pe un munte și ai semne, sau nu neapărat pe munte, pe șosea, pe autostradă, peste tot, da? Când circul cu mașina, ai semne de circulație, peste tot. Aici e sens giratoriu, aici este curbă periculoasă, faci la dreapta, ai sens unic, chestii de genul ăsta, aici e parcare, aici nu ai voie parcare, peste tot sunt semne și în viață este la fel. Și în viață este la fel. Dacă nu vezi semnul și încalci regulile, primești amendă. Așadar, amenda pentru cei care nu văd semnele și nu vor să iasă din program, ca să meargă, apropo de călătorie, să meargă faetonul, merge către stea, către vindecare, către trezirea personală, către misiunea spirituală, mai mult sau mai puțin, poate chiar către succes. Pe unii vă poate aștepta succesul, că steaua înseamnă și faimă. Dar dacă nu ieșiți din program, cum să ajungeți acolo?
Sunt multe de povestit. Hai să pun stop și continui cu etalarea. Că mama cu vorba. Vă pup! Ceau, ceau!